Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Exprim TV. Recentele modificări legislative din Moldova care vizează sectorul bancar și de asigurări au creat premisele dezvoltării parteneriatului între jucătorii din aceste domenii. În acest context se desfășoară la Chișinău în data de 15 noiembrie conferința de Bank Assurance. Detalii ne oferă Oleg Doronceanu, coordonatorul acesteia. În data de 15 noiembrie vom organiza la Chișinău Conferința Națională de Bank Assurance. Este un eveniment dedicat pieței de asigurări și bancare din Republica Moldova, pe care îl organizăm împreună cu Comisia Națională a Pieței Financiare din Republica Moldova și Banca Națională a Moldovei, a cărui scop este identificarea celui mai optim și celui mai eficient model de Bank Assurance pentru piața de profil din Republica Moldova. Recentele modificări legislative care au avut loc în Moldova au creat premisele favorabile pentru dezvoltarea acestui segment, astfel că în acest context noi am invitat în cadrul acestui eveniment toate societățile de asigurare din Moldova, băncile comerciale, autoritățile implicate, brokerii de asigurare, organizațiile de microfinanțare, pentru a discuta împreună și afla care sunt realitățile și care este cea mai bună modalitate de implementare a unui model de bank assurance acolo. În același timp, la eveniment vor participa reputați vorbitori internaționali, atât din Europa Centrală și de Est, cât și din vestul Europei, care vor prezenta practica implementării bank assurance în țările respective și care sunt recomandările pentru piața de profil din Moldova. Astfel că va fi și un bun prilej pentru un schimb de experiență în regiune, pentru a afla și cele mai noi tendințe care sunt în domeniu. Vă invit în continuare să trecem în revistă principalele titluri de astăzi de pe unuasig.ro. Poșta Română vrea să vândă asigurări începând cu 1 ianuarie 2014. Ce am învățat în urma inundațiilor din această toamnă? Și dezvoltarea în online și creșterea extensivă, planuri pentru business white broker. Să vedem acum și știrile pe larg. Poșta Română se află în plin proces de înființare a primului broker de asigurare, conform lui Ion Smeanu, directorul general al instituției. Cel mai probabil, activitatea de brokeraj va fi demarată cu data de 1 ianuarie 2014. În prezent, Poșta Română a înaintat către Autoritatea de Supraveghere Financiară documentația pentru obținerea avizului de funcționare pe această piață, a declarat Ion Smeanu. Vremea bună din ultima perioadă ne poate face să uităm fenomenele devastatoare care au afectat România în această toamnă. De inundațiile din sudul Moldovei însă nu au uitat nici localnicii, nici asigurătorii care au deplătit daune pentru dosarele încheiate în această zonă. Un asigurător declara la începutul săptămânii trecute că despăgubirile acordate de compania pe care o reprezintă ca urmare a acestor inundații ar putea ajunge la 200.000 de euro, fiind soluționate până acum 90% dintre dosarele de daună deschise, în număr de 94. Detalii găsiți într-un material mai amplu pe unuasig.ro. Dezvoltarea unor proiecte în mediul online, alăturarea unor puternice rețele de distribuție și diversificarea portofoliului de produse de asigurare vândute reprezintă câteva dintre liniile care vor ghida în 2014 activitatea Business White Broker de asigurare. Despre toate s-a vorbit weekendul trecut la Moeciu, în cadrul unui eveniment prilejuit de aniversarea a 3 ani de când compania activează în piața românească de profil. Acestea au fost principalele titluri ale acestei zile. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mâine vă dă întâlnire colega mea, Camelia.